despre prețuri și tarife în timpul care am rămas. Este incredibil ceea ce se întâmplă pe piața de carburanți în mod special. Prețul benzinei se duce încet încet spre 31. Am văzut că și mâine crește. Noi așteptam cumva ca lucrurile să se schimbe în direcția creșterii prețurilor în privința motorinei, odată cu începerea lucrărilor agricole de primăvară, da, vedem că se duce motorina, benzina foarte tare în sus și vrem să înțelegem ce se întâmplă. Domnul Profilat. Ce se întâmplă? Doi factori. Primul, mai de lungă durată, a început de pe în decembrie 2020 și asta nu ține doar de benzină, petrol, dar ține de practic toate produsele, materiile prime, începând cu produsele cerealiere și terminând cu bumbacul și metalul. Ce s-a întâmplat? A început vaccinarea, a început relansarea economiilor și au fost injecții masive de finanțări din partea statului pentru agenții economici și populație, în special în Statele Unite și SUA. Sute de miliarde de dolari și euro, da, Statele Unite și Uniunea Europeană. Au fost injectate sute de miliarde de euro și de dolari în economie. Bani care, în mare parte, au ajuns pe bursă. Pe bursă sunt antreprenori sau agenți economici care scopul lor este să facă profit. Știind că în timpul pandemiei, când totul era închis și nimic nu lucra, prețurile la majoritatea produselor s-au dus în jos, logica lor e simplu. Hai să cumpărăm azi cât e ieftin și să vindem mâine sau peste o lună sau peste un an, când prețul o să crească. Da. Asta, deci pe de o parte avem relansarea economică care contribuie la creșterea consumului, pe de altă parte avem speculațiile pe bursă care contribuie la creșterea prețurilor. În rezultat, noi dacă ne uităm pe graficele prețurilor, începând cu noiembrie-decembrie 2020, vedem că merge o creștere la unele produse de 3-4 ori. Bun, eu am uitat recent pe Bloomberg la diferite produse. Spun bumbac, metal, petrol, cereale și așa mai departe. La toate. Spun creștere 3-4 ori. Concret ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni, începând cu agresiunea lui Putin în Ucraina. Țările care procurau petrol și gaz și continuu să mai procure din Federația Rusă, cei care pot să se dezică de finanțarea acestui regim criminal, ei pur și simplu refuză să mai cumpere petrol, gaz, sau cumva limitează consumul și încearcă să procure din altă parte. Din altă parte, știți cum, să foreze o sondă de petrol sau de gaz, asta durează, să nu-i așa, e făcut din deget și mâine îți scurge gazul și mai scump? Asta vreți să spuneți? Da, respectiv, asta a dus în sus prețurile. Concret, dacă vorbim atât de petrol, până la agresiunea militară, în februarie, prețul la petrol era 90 de dolari. 80-90. Acum deja e 110-120. Automat. Pe de altă parte, noi vedem, de pildă, că mulți agenți economici care au rafinării și procură petrol să-l proceseze, să facă benzină, motorină și alte produse petroliere. E pur și simplu, nu că țara lor a impus sancțiuni împotriva Rusiei. Pur și simplu, întreprinderile se dezic de a procura, de a avea relații economice cu Federația Rusă. Noi vedem un discont enorm la petrolul rusesc față de Brent. Dacă înainte de pildă Ural se vindea cu un discont de 5-6 dolari față de Brent, marca Brent, la petrol, astăzi discontul e 35 de dolari. Ajunsese și la 40. Deci, pur și simplu, întreprinderile se boicotează petrolul și gazul rusesc. Și umblă corăbiile rusești, se plimbă prin oceane și nu găsesc cumpărători. Iată ce se întâmplă. Evident că crește cererea pentru ceilalți, pentru alte tipuri de petrol, de la Arabia Saudită, de la alte țări, dar nu poți imediat să crești producția. Asta sunt efectele embargoului și refuzului agenților economici să lucreze cu Federația Rusă. Eu m-am uitat, de pildă, în comparație ce era acum 2 ani, când s-a început pandemia, și ce se întâmplă acum. Iată, ne uităm, 2020, primul semestru, luna iunie, motorina, prețul de import era 352 de dolari tona. 352 de dolari. Luna asta, astăzi,
da. Motorina 1093 de dolari tona. Aproape de 3 ori s-a scumpit. Prețul de vânzare cu amănunt, ceea ce vedem noi la benzinării, da. Motorina, acum 2 ani, 12 lei 33. Da. Astăzi 27,31. Da. Deci petrolul s-a scumpit de aproape 3 ori, motorina de 2 ori și. Pentru că, ok, noi în rezervor la mașină nu turnăm petrol, nu turnăm benzină sau motorină, dar oricum, petrolul este, este corelare. 60-70% din costul, deci există o corelare. Și problema asta, scumpirea carburanților, nu este doar Republica Moldova. Nu. Asta e o chestie la nivel mondial. Deci toate țările sunt afectate de scumpirea carburanților. Și am și prieteni în Statele Unite și îi spun că, Sergiu, noi plăteam 2,75 dolari pe galon și cam peste 6 dolari plătim. Și noi înțelegem că asta sunt consecințele agresiunii lui Putin în Ucraina și faptului că țările nu vor să aibă de face, nu vor să finanțeze armata rusă cumpărând petrol de la Putin. Da, mă uit acum pe comentariile oamenilor. Întrebarea oamenilor este de ce statul nu intervine, de exemplu, așa cum a intervenit în cazul uleiului. Eu am uitat să menționez o chestie importantă. Tot timpul, într-o economie, prețurile mari, ce se întâmplă, atrag noi furnizori pe piață. Deci asta e un efect temporar. Nu cât de temporar? Știți cum? Noi vedem asta, de pildă, chiar pe propriul exemplu. Când vecinul și-a deschis o afacere și el câștigă acolo 200-300%. Vreau și eu. Vreau și eu să-mi deschid, să am și să fac și eu. E o oportunitate pentru alții. Asta, pentru că prețurile în creștere stimulează. Investiții foarte serioase acum și în extracție de gaze, și în extracție de petrol, și eu cred că în următorii 2-3 ani prețurile se vor echilibra. 2-3 ani? Exact. Durează. Durează. Pe de o parte trebuie să crești extracția, să ai, să poți să extrage mai mult petrol și gaz, pe de altă parte trebuie să ai capacități să transporti, să încarci terminale ca să încarci vapoarele și vapoare nemijlocit ca să transporti aceste cantități către consumatori.